Cum este posibil ca legislația și regulamentele sportive să permită unor anonim străini să vină și să ducă clubul Dinamo, un brand atât de mare, aproape de moarte până la urmă? Au fost surprinși, probabil. Nu se așteptau. Și atunci nu s-au gândit la acest aspect. Nu s-au așteptat ca cineva din afară să vină să cumpere clubul Dinamo. Credeți că se poate salva Dinamo în acest moment, în situația în care se află? Dacă vor veni cei care au condus odată clubul, dar l-au condus bine. La cine vă referiți aici, domnule Sabo? La domnul Badea. Îl consider în continuare un om foarte echilibrat, un om care iubește clubul Dinamo, chiar și Cristi Borcea, care a investit foarte mult în acea perioadă. Probabil mai sunt și alte persoane care țin foarte mult la acel club, care probabil n-au mai deținut un club de fotbal, poate că n-au experiență, poate că nu vor să investească, dar cred că sunt foarte mulți oameni de afaceri, oameni cu bani, numai că aici trebuie să te și pricepi. Credeți că Borcea și Badea au capacitatea financiară să salveze Dinamo dacă își pun mintea? Da. Fără probleme. În plus, au alți oameni lângă ei. Oameni de afaceri. Da, vedeți că care pot să-i aducă lângă echipa. Au relații. Sunt oameni care știu să facă afaceri și oameni care pot să susțină și știu cum să o facă, au multă experiență. Pe de altă parte, nu să-l cunoașteți bine pe Nicolae Badea, a spus că mă voi întoarce la Dinamo în momentul în care voi vedea pe pereți prin Ștefan cel Mare, întoarce-te Badea, așa cum am văzut în 2013, pleacă Badea. Nicolae Badea spune că a fost foarte afectat de acel moment și vă întreb, credeți că au greșit și suporterii în privința foștilor acționari? Da, pentru că trebuie uitate repede acele performanțe deosebite, stabilitate. Sigur, în istoria unui club apar și momente când lucrurile nu funcționează. Respectul trebuie să existe, greșeli se pot face, dar trebuie să avem astfel de reacții față de niște oameni care acum, de fapt, realizăm ce au însemnat ei pentru Dinamo în acea perioadă și ar fi însemnat în această perioadă dacă i-ar fi fost alături de echipă. În primul rând, poate că nu performanță la nivel european sau să câștige campionatul, dar mă gândesc că n-ar fi fost atâta instabilitate. Bine, ei au fost cumva alături de club. Atât timp cât era Bălănescu la Dinamo, s-a împrumutat, mă rog, de la Cristi Borcea de niște bani pentru a plăti niște salarii. Nicolae Badea a asigurat printr-o sponsorizare tot necesarul până la sfârșitul anului pentru organizarea meciurilor și a antrenamentelor. Înseamnă ceva. Au ajutat să continue Dinamo, practic. Da. Ei sunt dinamoviști. Sunt oameni care sunt legați și sufletește de acest club și nu sunt indiferenți la situație. Dar probabil că încă nu pot face mai mult. Nu știu, nu cunosc. Sunt foarte multe lucruri de desubtul pe care noi doar ne dăm cu presupusul. Dar nu știm exact ce se întâmplă cu adevărat în interiorul clubului și care sunt problemele reale. E adevărat. Domnule Sabău, suporterii prin peluza Cătălin Hâldan îl acuză pe Ionuț Negoiță că de fapt a vrut să scape de pacientul pe care îl avea în brațe și l-a dat altcuiva să-i moară în brațe. Și vă întreb și pe dumneavoastră, considerați că Negoiță are partea lui de vină în acest dezastru de la Dinamo? Nu cunosc și n-aș vrea să intru în detalii. Nu cunosc prea puțin, sigur, în perioada lui domnul Negoiță. Lucrurile n-au mers așa cum trebuia. Acum, cauzele sunt multe, nu cunosc și n-aș vrea să comentez acest aspect, să-l consider principalul vinovat. Dar pentru că tu ești, de fapt, tu ai condus clubul, sigur că lucrurile n-au mers bine. În urmă, tu vei fi cel care răspuns sau considerat vinovat.
Domnule Sabo, ultima întrebare pe Dinamo, după care vreau să discutăm despre echipa națională. Dacă dumneavoastră ați deveni mâine manager la Dinamo, care ar fi primele decizii pe care le-ați lua, astfel încât să readuceți cumva clubul pe linia de plutire? În primul rând, trebuie de jos pornit. Infrastructură pentru centru de copii și juniori, investit acolo. Da. Dinamo totdeauna a crescut talente. Deci să vă aminte ce jucători au crescut la Dinamo și înainte de perioada noastră, generația noastră foarte bună, care a fost sigur Stelea, Prunea, începând de la portari. Răzvan, până la urmă, dacă vorbim de portar, Răzvan Lucescu. Cum? Zic, și Răzvan Lucescu a crescut cu Stelea și cu Prunea. Da, mai vorbesc de Lupescu, Radu, Răducioiu. Da. Adică niște jucători care, sigur, uitați-vă ce a însemnat Lupescu pentru România jucând la cel mai înalt nivel în Germania, în echipa națională și așa mai departe, Răducioiu la fel, adică niște jucători, Stelea, atâția ani la echipa, atâtea meciuri la echipa națională. Și atrage foarte mulți tineri clubul Dinamo. Și acolo, primul lucru acolo ar trebui investit în infrastructură, după care, sigur, gândită o strategie. Adus jucători importanți, la fel, pregătirea antrenorilor de la centru. După aceea, sigur, gândit un plan foarte clar, pe termen mediu, ce e de făcut, staff, jucători, cum sunt aduși acești jucători, pentru că, sigur, răbdare sau timp prea mult nu poți să ai la Dinamo. Un an, doi, trebuie să te menții pe linia de plutire, după care, sigur, faci cunoscut acest plan și suporterii să aibă răbdare, după care trebuie să te bați în fiecare an la titlu, nu poți. ProSport a scris despre faptul că CS Dinamo, clubul sportiv, are de gând să deschidă o academie de fotbal cu Ionel Dănciulescu, manager al acestei academii. Prima decizie ar fi să se facă o colaborare cu clubul din Liga 1 să preia copiii și juniorii pentru a-i salva, având în vedere problemele financiare. Cum vedeți această variantă? Bună, bună. Da, e ok. Credeți? Dănciulescu n-a mai lucrat la acest nivel, dar sigur, încet, asta vreau să vă întreb. Da, înveți. Te documentezi, zei oameni pricepuți lângă tine și încet, încet, oameni care au mai lucrat la acest nivel, pentru că e cu totul altceva. Una este să fii manager la prima echipă, să răspunzi de prima echipă și alta este să conduci un centru, adică să organizezi un centru de copii și juniori. O academie, cu totul altceva.